Dragi prieteni, nu departe de noi, la o oră distanță cu avionul de București, în amiaza zilei de 29 mai 1453, un veritabil cataclism istoric s-a produs. Imperiul roman de răsărit s-a prăbușit sub loviturile de tun ale otomanilor, ajutați cei drept și de către unii occidentali. În acea clipă, milioane de creștini răsăriteni și-au pus întrebarea: unde este Dumnezeu? E aceeași întrebare pe care ne-o punem și noi atunci când vedem că, bunoară, biserica și-a pierdut popularitatea, că valorile creștine nu mai sunt majoritare, că până la urmă politica de astăzi este chiar ostilă în raport cu valorile Evangheliei. Aceste întrebări: care este raportul între veșnicie și istorie? Unde este Dumnezeu în viața poporului ales? Toate aceste întrebări au căpătat un răspuns sub penița unor gânditori bizantini pe care merită să-i descoperim, alături de profesorul Petre Guran, un mare specialist cu doctoratul luat la Sorbona, cu studii făcute la Princeton și revenit în țară pentru a fonda el însuși o școală privată, școala de la Bunești. Sunt Mihai Neamțu și te invit să citim împreună textele de teologie politică scrise de creștinii romani bizantini de secol XIV, atunci când viața lor a fost pusă la grea încercare. Poate vom învăța și noi ce avem de făcut atunci când creștinii redevin, ca pe vremea lui Iisus, o minoritate.